Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la treia online. Vedem din nou prima semană, este prima treia acasă. Prima acasă. Clasa A. Așa. Așa. Ce face? Algebra. Deci, da, da. 27 la pagina 29. 27 la pagina 29. Păi, deci, e colegia, mă întreabă cineva un mesaj. Deci, e colegia că vrea să știe. Care e fața la care? Să-l fac acasă, sigur. E colegia asta? Da. Am avut 25 la 5. Și ai de semestru 1 și... Deci, e face publicitate. Mai ales că aici se află un prieten de-al meu. E vorba de Doru Săbulescu, da, care lucrează în minister, da? Și face publicitate la această carte. Cu Clubul Matematicienilor. Deci e vorba de Ștefan Smărândoiu, Marius Pieramu, Cristian Lazar, Dumitru Săbulescu. Dumitru Săbulescu, Ministerul Sănătății la sfârșit, deși este o mare profesor. Așa, determinați cifra n, fiindcă fracție. Și 9 ori, 89.
merge de 2 ori, de 4, 16 și de 3 ori. Deci 3 ori... 2, 7. A, așa, 16. A, 16, 8. 8, corect. Și cam atât ar așa rămâne, nu? Că 89 e un număr primă gătesc eu și două, gata, dacă nu. Pentru e egal cu 2, deci am găsit o dată pe el. Altier, dacă mai găsim. Altier. Păi începem că doar e cifră. După 2, 3, nu o face serviciu. 4. Nici 4, 14. 5. Nici. 16. Și jos 64. Da. Da. Deci e legat cu când am zis că am și uitat. Cu? Cu 4 sau cu 6? Cu 6. Cu 6. Atunci fracția e separată. De 716 supra 264. 264. Merge, se simplifică cu 4. Da. Merge odată. Oare? Rămâne 3, 31, merge de 7 ori, 80. De 7 ori zici tu? 31? Da. De 6 ori, 6 ori. A, pe 4, nu sunt atent. Nu, 7. 7 ori, 4, 28. 7, 28, rămâne 3, 36 și 9. 9, asupra. Merge de 24 și merge de 6. Corect. Ia să vedem dacă mai se simplifică. Ăsta ar vrea... Cred că mai merge un 2. Nu merge. Ăla de jos merge... Prin 3. Dar să de sus... Ia să vedem. 10, 17. Nu. Nu merge. În final, da, așa rămâne. E reducibil, da? Da. Ăsta mai jos ar mai vrea și prin 11. Da. Dar cel de sus nu vrea prin 11, pentru că ea rămâne 69 și 69 sunt parte în concluzie. Nu merge. Nu știu că e foarte, nu știm sigur de număr prim, dar acum putem vedea că e număr prim, pentru că prin 2 nu, prin 3 nu, 2 ori 3, 6. Da. 6 ori 11. Nu vrea prin 11 cel de sus. E numărul prim. Adică sunt numele prime, fracția este ireductibilă. Bătând lucru. Hai să vedem un alt termen. 7, 9. 8, 9. 9. 9. Deci, poți spunea valorul găsit pentru aici. Răspunsul ar fi așa. E în aparține, puține, formată din numărul 2 și 6. 6. 6. 2 și 6. Corect. Așa mai departe. Arătați că... Ieșițiu? 30. La aceeași față, da? Da. Arătați că de pe la număr... Rătați. Că... 10 la număr, 26. Este dividit cu 9. Tot numărul ăsta se dividit. La 9. Pentru orice număr natural, nu. Indiferent ce număr este, da? Poate ar fi număr natural. Eu zic să... ca să se împarte exact la 9. Așa. Tot timpul, ultima cifră trebuie să fie 9. Ei, nu este așa criteriu. La 9 e ca la 3. A, suma cifrelor. Se dea un număr care se împarte exact la 3. Deci, la 3 și la 9 asta este suma cifrelor care confund numărul respectiv. Se împarte exact la 9. Exact la 9. Și acum zic. Asta e criteriul după care trebuie să vedem. Adică că indiferent ce ne folosim noi acolo, se poate exact la 9 numărul ăsta. Hai să luăm 4 numărul ăsta. Ai o idee?
2, așa, tot așa, prima cifră o să fie 1 și ultima tot timpul o să fie 0. Adică, când adunăm, o să vină tot timpul ultima cifră 6. La unități? Da, da. Deci va fi 6, va fi eventual 0 și 2. Și 6 și mai și 1 la început. Da, și 1 la început. Aha. Hai că e idee bună. Dar mai întâi să luăm niște cazuri, patru, 1, 2, 3, ca să ne dăm seama să-i convingem pe prietenii noștri. Deci nu ai o idee corectă, foarte bună chiar. Deci pentru mine e ca acum, se întâmplă că numărul A arată așa. 10 la 3. Da, 10 la 3, adică 10. Da, 10. 200. 7 egal cu 216. 16. Care se divide la 9, pentru că 2 și 1, 3 și 1, 6, 9. Da. Deci în paranteză spune, deci 2 plus 1 plus 6 egal 9, care se divide la 9. Deci ăsta e motivul. Da. Hai să spunem și pentru ei egal cu 2, ca să fie și mai clar treaba. Atunci au au făcut acum cu 100 așa 206 egal cu 200 nu, 300 așa 6, da care 6 306 se divide se divide la 9 fără nicio revoluție pentru că 3 plus 6 egal 9 care se divide la 9 mai luăm și pe 3 egal cu 3 și după ce zicem pe 3 mai mare arată într-un fel. Pe 3 egal cu 3, cum arată numărul? O să fie 1000 plus 206 egal cu 1206 care nu se divide în 9. De ce nu? Păi... Suma cifrelor. De ce? Ală. E bun. E bine, sigur. Se divide la 9, pentru că 1 plus 2 plus 6 face 9 și care se divide la 9. Și acum pe 3 mai mare va fi urmat de multe zerouri. Deci pentru el mai mare decât 4 se întâmplă să avem aură egal cu 1, 0, 0, 0. 0, spunem așa o bară, și cu unul mai foarte multe 0, plus 206, va face 1, urmat din 0, ori, și în 4 va fi 2, 0, 6. Da. Așa arată număr, nu? Mm-hmm. Și se divide sigur la 9, pentru că 1 plus 2 plus 6, plus 2 plus 6, de 9, care se divide la 9, terminat, e greșit. Bun. E tot asemănător, adică asta a fost A. Așa, punctul A aici, nu? Așa și B. B. Arătați că 2 ori 10 la 9 plus 69. 2 ori 10 la 9 plus 69. Este divizibil cu 9. Oricare ar fi, nu? Da. Oricare ar fi. Numărul. Ia zis. Am dat, nu, se dă asta număr nenul. Numărul nenul. Oricare ar fi din N, e steluță. Da, N steluță. A, așa, bun. E drept că sus n-am mai cercetat și pentru N egal cu 0. Da, nici nu. Pentru N egal cu 0, merge. Merge că e 2 și cu 7. Deci, la 0 face 1, 1 și cu 6 face 7 și mergea. Ideea a scăpat de vedere chestia asta, autorul este aici atent și spune la 0, să nu mă luăm în seama pe 0. Bun. Bine. Cum procedăm? Da. Cam asta avem noi ca experiență, nu? Când se
suntem în fața unui exercițiu și mai ales că am reușit așa și am dat valori și au fost bine, mergem pe aceeași idee. Deci pentru ele egal cu 1. Aici punem ce facem. Da,
Deci, la gândit, și poți să o compune, nu? Vezi, tot timpul la un negreșit, să stăm un pic să descoperim și în care a fost ideea autorului. Ca să fim și noi în stare să compune. Da? Deci facem progrese, nu ne mulțumim să facem negreșitul, intrăm în profunzime, ca să vedem care a fost ideea când o compus. N-am mai făcut chestii de astea. Da? Asta e lucru esențial. Da? Și acum mergem mai departe. Acum trecem la un test. E testul 1. Așa, bun. Hai să ștept afașimul ca să fac spațiu și să începem de sus. Și mă gândesc să te șterg apa. Asta e o strategie, nu? Doamne, ce? Care este cel mai mare divizor par al numărului 20? Care este cel mai mare număr? Cel mai mare număr? Divizor. Cel mai mare divizor? Par al numărului 20. Nu mai să vedea. Deci, care este cel mai număr. Divizor. 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 Par. Pentru? 20. Dar ce înseamnă divizor, ca să înțeleg bine? Păi divizor este divizor propriu, impropriu. Așa. Și adică nu... Dar cred că asta se referă la un divizor? Propriu. Da. Și eu cred că este 20 cel mai mare. Așa, e impropriu. Da, pe 21, 21 sunt impropriu. Tu te duci la impropriu, dar propriu. Cel mai mare număr la care se împarte exact 20. 20 se împarte la cine? Hai să vedem toți divizorii. Nu vrei să facem așa? Hai să vedem divizorii pe 20 sunt. Divizorii pe 20 sunt 2. E ca un mulțimea, chiar așa să spune mulțimea elementelor și spui întotdeauna toți divizorii. 20. 1 și 20 sunt profri. 20. Îi sublimită apă. 2. 2. 10. 10. 5. 5. 4. Da. Și atât. Da, atât. Și cam e cel mai mare dintre ei? 20. Nu cred. Aia se simt impropriu. Da. Propriu. Da, cred. Ei au început de așa. Să vezi. Că te-au dorit asta să fie la un divizor. Da, dar trebuie să fie par. Și par. Și 10 este. Da. Deci 10 este, da? Da. Deci răspunsul aici și răspunsul răspunsul este acesta. Divizorul de 8. Sau zice de la 10. Da. Asta mi-e fericit. Mai departe. Punctul 2. Așa. Fie un număr natural mai mare decât 30, ce are doar 2 divizori. Deci. Cât vreți? Un număr natural. Un număr natural. Mai mare decât 30. Hai să zicem un an natural. Da. A, mai mare ca 30. Ce are doar 2 divizori. Ce are doar 2 divizori. Da. Un număr natural ce are mai mare de 30, de la 30 în coapă. Hai să-mi trișul. Vezi, merge de încercate, să vedem cât vezi. Trișul, 31. Deci, dacă nu pe 31, ce fel de număr este trișul? Are vreun divizor? Nu, e prim. Acum, 32. Îl are
4, 8 și... Și 2. Da, și 2. 2 și 2, dar mulți, nu? Mai 2 trebuie să fie. A, da. Deci nu. Da. 33. 33. E la pe 11 și 3. Da. A, da. Nu așa, vezi, nu. Deci, 33 ca să prezi ori 11 și perfect. Exact ce întrebi rău. Da. Criezi divizorii improprii ai numărului 28 și 41. 28 și 41. Divizorii improprii, da? Da. Deci, pentru de 28, aceștia sunt... 1 și 28. Da, vă zic divizorii? Improprii. Așa l-a zis, nu? Improprii, cum e? Da, improprii. Creier divizorii improprii, ai numărul 28. Oare, 1 și 28. Și 4. 41, improprii. 1 și 41. 4. Da, divizorii proprii pentru... Divizorii proprii. Am de 28. Hai să zic divizorii proprii, 28. Păi este 4, da. 7. 4, 7. 7. 2. 2, 2. 7. Și 14. Când a, da, și 14. 28, da, 2. Da. Da? Și 14. Aștia sunt victorii proprii. 1. 3. Da. Mai nu, 4. De la 3 a fost tot? Da. Asta a fost cum? Da. N-a fost cu 3. Ba, nu. Aia era cu 30 și asta cu divizorii 3. Aha. Am înțeles. 4. Da, 4. Scrieți 3 multipli mai mari decât 15. Ai numărul 4. 3 multipli. Mai mare decât 15, ai numărul 4. Pentru 4. Deci, prima ta multiplie, așa spune. Da, multiplie 4. Multiplie 4. 4, da. Da, multiplie. Tu scrii și mâr, păr, așa? Nu, vreau de 4, mă zic. Așa. Multiplie 4, mai mare decât 15. Da. Păi, este... Scriem toți divizorii și după vedem. Nu, nu. Deci mai mare decât 15. Cine s-ar împărți la 4 mai mare decât 15? 4. 16. 16 în primul, da? Da. Apoi. Apoi 28. Dar 20 nu merge. A, bă, da, și 20. 20. 20, 28. Nu, și 24. A, 24. E 4, 4, da. Multiplul 4 se multiplică 4. 4 se înțește cu... De fapt, mai punem 4 ori. 4 ori 4 fac 16. 4 ori 5, 5. 20. 4 ori 6. Deci ei se multiplică din 4, sunt din 4 K. Din forma 4 K. Da. Și putem un K valori, de exemplu. 4, 5, 20, 4, 6, 94, 4, 7, 28, 4, 4 6, 9, 4, 8, 32, 9, da, 32, 36, și mai departe. De tipul 4K. Da. Deci scrieți 3 multipli, ați scris mai mulți. Da. Da. Deci asta era partea. Să știi că multipli se numărul respectiv la care se vrea să găsim multipli, se multiplică, se mărește de un număr de ori. Și el răspuns de la, de dincolo de 15, mai mare ca 15. Sunt 16, 20, 24, 28, 32, 36 și mai departe. Așa, 5. 5. Calculați cum mai este cel mai mic număr de 3 cifre diferite, divizibil cu 2 și cel mai mare număr de 2 cifre divizibil cu 3. Calculați suma dintre cel mai mic număr de 3 cifre diferite.
Hai să zicem, am mic. E egal. Cel mai mic. Mai mic. Număr. De trei cifre. Diferite. Am mic egal de tipul X, Y, Z. X, Y, Z. Da. Unde precizăm că X diferit de Y, diferit de Z. Da? Calculați suma de cel mai mic număr din trei cifre diferite și dividibil cu 2. Adăugăm că astea se divide. Aici avem spun, da? Dar l-am pus în partea așa, că nu mi-a arătat bine așa. A divizibil cu B și A divizibil de la 2. Da, și cel mai mare număr. B, egal cu cel mai mare număr. Cel mai mare număr. Din câte cifre? De două cifre. B egal cu T. V. Adică zic de TV, ZV, ZV, da. Da. Așa. Divizibil cu 3. Tot diferite? Da, tot diferite. Spune acolo, da? T, diferite, V. Și? Pas, nu, nu zice diferite. De două cifre, divizibil cu 3, nu mai zice. Atât. Dincolo zici sigur? Da, deci. Calculat suma dintre cel mai mic număr de trei cifre diferite, divizibil cu 2, da. Și cel mai mare număr de două cifre, divizibil cu 3. Nu mai am să te doar asta că e divizibil cu 4. Vezi, Ștefania, de toți prietenii noștri, și tu ai descoperit asta, de ce? Ai citit-o repede, ți-ai dat seama că n-are nicio rost. Și trebuie să citim foarte rar, cam, ca să pătrundem în fiecare, să spunem, fiecare cuvânt să-l interpretăm cum trebuie. Da. Deci, calculați suma. Deci, răspund, întrebarea ar fi, yes, egal cu acest B. Cine este? Da. Întrebarea asta, calculați suma. Adică, trebuie să găsim cel mai mic număr dintre cifre distincte care se divide la 2. O primă etapă și a doua găsirea lui B, ca fiind cel mai mare de data asta, numai de două cifre, care să aibă calitatea să se divide la 3. Pentru aici, ca să se divide la 2. 2 trebuie să fie ultima cifră 0, 2, 4, 6, 8. Perfect. Deci, să spunem, A se divide la 2, dacă și numai dacă V egal, V, la dacă și numai, perfect, dacă și numai dacă Z, la parții, puținii valori, 0, 0, 3, 4, 6 și, ai spus, 4. Bun. 0, 2, 4, 6, 8. El trebuie să fie cel mai mic cu putință. Păi prima putem să punem X-ul obligator de sigur, da. Ca să devine cel mai mic. Deci, A, cel mai mic, dacă și numai dacă, X-ul începe cu 1. Și Y-ul ca să fie tot mic, 0. Y-ul ca să fie tot mic? 0. Y-ul să fie 0. Da. Și Z-ul cât să fie? Ca să fie tot mic? 1. De fapt, nu, 2. Că da. Nu putem să luăm 0. De ce să nu putem lua? Păi zice diferite. Aaa, mi-am fost atent aici. Da. Foarte tare, foarte bine. Deci obligatoriu de aici să spune, fiindcă X ai să spună că diferite, X diferite Z. Din cele două, îl obligă pe Z să fie numai tot. Și atunci, numărul A, iată că acum avem pe A, A arată de forma, spune-mi tu. Arată de forma 102. 102. Să vedem dacă am gândit bine, vezi? Da. Spunea să fie distincte, da? Să se împartă la tot, foarte bine. Și să fie cel mai mic. Da. Asta e sigur, avea.
102. Eu eram grăbit să iau un o să pasă din vedere faptul că să fii mistine. Vezi câtă importanță are să ținem cont de toată ipoteza? Este esențial. Mergem mai departe. La B. Să găsim pe B acum. B, cel mai mare număr. Cel mai mare putință. Păi trebuie să găsim suma cifrelor lui TV, care se parte exact la 3. Corect. Deci, B, cel mai mare număr. Și ca să divide de la B se divide, adăugăm și de sub B, că se divide la 3, dacă și numai dacă T plus B se divide suma totală la 3. Adică un multiplu de 3 să fie. Da, păi putem să punem ca să fie T B. 30 e bun. E bun 30, corect. După 33. 33, bun. Și așa mai departe, dar nu e cel mai mare din două cifre. Da, mai întâi luăm 9. 9. Primul. Da. T. Și V. Și 2. 92, 93. 3. 93. Este, da. Dar nu trebuie să fie cel mai mare. Da. 93 a fost. Da, era. Dar în altul să le avem tot un nou în față, ca să le avem 90 și...
De dividat la 4. Ultima cifră. A, nu, ultimele două cifre trebuie să se împarte exact la 4. Adică, prima putem să o punem 1. X egal 1. Neapărat asta ce. Deci A trebuie să aibă 1. Și acum mai vedeam noi ultimele două cifre care le poți găsi prima dată când se pasă la 12. La 4. Este... cu cifre diferite, deci nu e bun 12. Nu e bun 12, excepțional. Putem pune 24. Atunci ar fi primul număr de două cifre. Și pe Y îl punem 0. 24 și pe Y obligatoriu 0. Excepțional. Excepțional. Deci la pisică asta, vezi? Da. Din nou ai fost necutat foarte bine, m-am dus la 12, am uitat că este aici... Dacă aș fi pus cel mai mare număr. Cel mai mare număr, puneam 9. 9 la început. 0. De ce să punem 0? Că cel mai mare. Deci, cel mai mare, cel mai mic asta. Da. Cel mai mare, cu să divide și la 4. Da. A, se divide la 4. Asta e cel mai mare. A, cu ce nici e obligatoriu cu 9? 9. Mai punem un 9. Excelent. Nu știu dacă cu 9, că sunt distincte. Aici a fost de atent. Deci... Da, e doi la 1. Sigur că da. Deci, 9, apoi... 8. 8, sigur că da. Și acum cât se pune aici, se pasă la 4. 36. 36, dar să fie și cel mai mare. Ce cifră se pune imediat, încât ăsta să se împartă la 4? Da, am făcut. Am găsit să suma 201. Am uitat ce am făcut acum.
acum. Deci mai departe. Da? La cât? La 7? 6. 6. Determinați suma tuturor numerelor de formă 2AA cu valoare deasupra. Deci suma. Determinați. Hai să spunem. Determinați suma tuturor numerelor de formă 2AA. Suma. Suma. Numerelor de formă 2AA. A. A. Divizibil cu 5. 2A cu K și un K? Sau 2A cu K, nu? Nu, 2A și încă un A. Aha, 2AA, da? Da. Numele de acestea, divizibil cu 5. 5. Deci mai întâi trebuie să le găsim pe toate și pe cusnă adună. Da. Da. Ca să fie divizibil cu 5, tot în conte cum ai cifră, trebuie să fie 0 sau 5. Corect. Adică, a, și acolo... Dacă e AA, înseamnă că amândoi A au același număr. Așa, așa, perfect. Adică poate fi 200. Da, un prim număr. Da, și 255. Perfect, sunt mai două până. Da. Mai două posibilități, pentru că era să identific cu AA. Da. Și ne-am obligat să luăm aceleași cifre. Așadar, voi o repede că știu eu până, dacă îmi vorbește, scriu și eu după aceea. Deci, A1, să zicem, îi suma, că e viața aici. Deci, nu mai suma, X egal cu. X egal cu deforma asta, 2A. X egal cu. X1, primul X1. Egal cu 200. Și X2A, X-a fost 255, da? Da. Și apoi suma este cât? 200. 200 și 200. Plus 255. Și vine 455. Egal 455. 455. Hai să-i facem la ești mai tare. Nu divizibil la... Nu divizibil la 5, divizibil la 3. La 3. Dar te scrie acolo. Să se determine. Să se determine suma numerelor de tipul 2AA. Divizibile la 3. Da. Ca să fie divizibil de la 3, suma cifrelor trebuie să împarte egal la 3. Exact, așa. Adică ar veni 2 plus A plus A să se împarte egal la 3. Perfect. Și putem lua 2, 0, 1, 201. Excelent. Deci, avem un prim exemplu. X-ul, da? X-ul egal cu 201. Am păcălit. Nu e. Nu e ce? Păi, A, A. A. Păi, de 3 la 1. Păi, da. Păi, de ce ai profitat de ocazie? Ștegeam da. Păi, da. Păi, da. Vine timpul. Vine timpul și să te păcălești și eu. Bine, bine, bine. Caut altul, pe la bun. Bine. Deci, în aceeași formă. În aceeași formă. Da. Aceeași cifră. 222. 222, excelent. 222 este? Da. Cel tot alfa și 6, da? Da. Bine. Altul X2. Ia despre ce mai găsim. Thank you.
27. 16, 18, da. Bun, nu? Da. 27. Asta se înțelege. Da. Deci, practic, mături toate variantele din cifre. Da. Și când îți iasă, îți iasă. Nu, 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 nu. Iată, un act este frumos. Te poți, să spunem așa, mândri cu ideea asta. Faptul că ai pus la punct așa și acum mergem încă un pic. Astea se împart la 3, da? Da. Se împart și la 2. Asta e 2. Da, și la 5. Nu, nu. Asta e numai la 5. Da. Și la 11. Nu, da, numai urmă mi se poate urmă. S-a filmat. S-a perfect. S-a filmat, da. Ba, hai, eu am vrut să și greșesc. Da. Sunt profesor, nu? Da. Deci, să-mi duc ideea la capăt. Vreau acum, din astea două, să selectăm ca să se divide la 6. La 6. Adică și la 3 și la 2. Și la 3 și la 2, îți cum este 9. Da. Că la 3 e clar. Și la 2 numai ultima cifră au așa. Și atunci noi zicem așa, să se găsească toate numerele din 3 cifre, de forma care? De forma X egal cu 2AA, de forma 2AA, divizibile la 6. Da. Am terminat. Hai să vedem, 220 în parte la 6, fă părul, să vedem dacă așa este. Merge de 2 ori, sau... De 3 ori chiar, 3, 6, 18. Rămâne 3, da. 32, și merge... Nu merge. 42 rămâne. Că 6 ori 3, 18. 42. Păi era o contradicție. Exact. 42 se merge de 7 ori. E perfect. Da. Ia să vedem și pe ăsta, 228 să facă. 228. Merge tot de 3 ori. Vine 18. 48 și merge de 6 ori. Nu, de 8 ori. 6 ori 47. Iată problemă mare. Să se determine numerul de forma asta divizibil la 6. Da. Ce am spus voi în polise? Divizibil și la 2 și la 3. Așa, da? Suma lor acum. Suma lor, este, dacă vezi, este egală cu... sau diferența, diferența între cele două numere, să înțelegi dintre astea 228 și 220, dintre cel mai mare și cel mai mic, foarte tare, da? Deci să se determine diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr din zic la 6. Așa o scrie. Deci să se determine diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr de forma X egal 2AA divizibil la 6. Deci, este diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr de forma X egal cu 2AA divizibil la 6. El trebuie să știe, e vorba de identitate la 2 și la 3, 2 și 3 se află aici, să le găsească pe 222 și 228 și diferența, hai să vedem diferența, 228 minus 222
face 4, 60 și... 66, nu? Da. Și să, nu, să se arate că diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr se divide la 11. Că și așa se divide la 11. Da. Deci vezi cum complică lucrurile. Deci să se arate că diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr de forma asta să se... Nu să se divide, să se arate. Deci să se arate. Arate. Arate că diferența dintre cel mai mare și cel mai mic număr de forma asta, de forma li s-a divizat la 6, da. Se divide, diferența de asta care e atâta, se divide, la 11. Știi ce facem noi acum? E spectacol. Da. Deci, nu te mint. Este spectacol. Mi-am dorit foarte mult să ajungem la momentul ăsta. Deci, pe când m-am negreșit eu, să ne tot ducem cu mintea și să alergăm să complicăm negreșitul, să facem un negreșitul care va stăvi admirația multor celor care vor urmări pe internet. Dacă vrei, ai încărcurajul, să-ți inviți colegii tăi la clasă, să participe, să fie decizioneze filmul acesta. Mă, ăsta merită să fie, pentru că va fi filmul reper a ceea ce înseamnă bucuria mea imensă de a conduce activitatea spre nivelul ăsta de creație. Da? Deci noi puteam să ne urmărim cu oprim acolo, la un moment dat de ieșință. Mergem mai departe și așa mai departe. Dar acum, intrând în el și creând noi ieșiții, acest ieșiții atât de frumos și de interesant, facem dovada a ceea ce înseamnă adevărata matematică. Adică matematica nu trebuie privită așa ca și mai fără un roboțel să faci niște lucruri pe care ți le cereau tu, ci să începi să-ți hormonești acolo, în toate direcțiile, ne-ai ajutat rădăcina. Începi tu să învețești tot felul de chestii și așa ajungi să înțelegi foarte bine lucrurile. Și uite așa, dacă școala românească ar face acest lucru, ar ieși de pe băncile școlii oameni de o calitate extraordinară. Deci, și mă crezi, să spun cu toată sinceritatea, la clasă, voi copiii, când se desfășoară un astfel de moment, mai ai într-un timp să te gândești în altă parte? Nu. Mai poți tu să mă rog, să te joci cu pixul? Să te joci cu pixul, sigur că da. Te joci cu pixul, mă rog, mintea ta se joacă și tu pe caițel acolo. Dar așa am făcut de totdeauna la urmări. Acasă, profesorul eram acolo, plecam la o problemă și confuneam și ne duceam și făceam așa, era un spectacol. Încât copiii îmi spuneau, domnul profesor, domnul președinte, erau și lideri de clase, este cum se întâmplă la tine, domnul președinte, astăzi a fost o spună, o oră mai cuvinte, dar la vremea aceea n-am avut inițiativa să filmez lecțiile. Era în etapa în care ideea asta cu filmarea era undeva ascunsă. Nu mi-am închipuit niciodată ce înseamnă acest lucru. E o minune. Ca să poți să facem dintr-o vieță de asta un spectacol și să rămână pentru totdeauna, este prea mai complet. Da? Și să fim, așa cum spunea prietena noastră, doamna, nu știu, Stoica, parcă o chema Angelica Lăraș, de remarcat. Parcă s-a venit în întâmpinarea ideii și a făcut această lecție superbă. Noi suntem entuziasmați de o spectacol, cu sigur, cu două regii și Dumnezeu să-i fie frumos. Mergeți la cu. Deci, cu bine mai puțin cu Mario. Așa. Da, da, da. Așa cum țin la da, da. Bun. La revedere. La revedere. Și eu trebuie să plec. Trebuie să plec. Da, da. Acolo o să mai rămas ceva din tezi. Da, până aici era.
Dar chiar până aici. Pentru la momentul care am făcut acest spectacol. Facem sinteză? Sinteza ori, da. Da. Hai să vedem sinteza ori. Eu am dat tot libertate de noastră. Sinteza. Poate. Multidivizor. Da, multidivizor. Deci divizor multipli, criterii de divizibilitate, da? Și să spunem, am compus. Mai multe probleme, da? Urmăriți-le. Urmăriți-le. Sunt foarte, foarte, foarte frumoase. Sunt foarte, foarte frumoase. La revedere. Mâine, da? Da.